Hai să vorbim astăzi despre fantezie, jocuri fantasy. Ce vă trece prin cap când vă gândiți la un joc fantasy? La lumi imaginare cu locații care sfidează rațiunea, creaturi ce nu se pot conforma niciunui fel de convenții pe care o știm noi din natură, creații de-a dreptul bizare, fantastice. Sau o lume medievală în care orci, oameni, elfi și dwarfi se bat pentru că rasism. Apăruseră discuția asta atunci când a fost lansat Dragon Age. Mai exact, mulți oameni spuneau despre el că era un joc incredibil de generic când vine vorba de lumea sa, adică n-avea nimic, ieși din comun, nimic. Definitoriu, absolut nimic în lumea sa care să-l facă să pară a fi ceva. Și atunci a venit contraargumentul. Cum poți să spui că este banală, neinteresantă o lume în care sunt dragoni? Când faci același lucru în mod constant de vreo 50 de ani și în special când copiezi cam cuvânt cu cuvânt tematica rasismului din The Witcher, e cam ușor să înțelegi de ce un joc poate părea de parcă ar fi banal, deși e plasat într-o lume fantastică. Ce drept, avea o idee oarecum, a zice, originală măcar pentru ceea ce privește jocuri, RPG-uri de tipul ăsta. Avea The Fade, lumea în care magii se pot plimba pentru a face chestii cu demoni și acolo este slabă bariera între lumea fizică și cerurile în care niște magi s-au dus supărați ca să-l bată pe Yolfadr și alte chestii și ubrest, detalii, nu contează. La bază era o lume complet neinteresantă și cam toate sunt. Ne aflăm într-o situație foarte jenantă. Foarte multe jocuri care își spun fantastice sunt, de fapt nu mai sunt fantastice, sunt banale. World of Warcraft e fantezie? Ce e fantastic la el? Orci. Bun, au fost orci în fiecare joc de la începutul timpului aproape. Dă vina pe Tolkien pentru asta. Avem orci care pot zbura pe păsări masive. Iarăși Tolkien. Avem magie, ca în fiecare alt lucru legat de fantezie făcut vreodată. Avem o legiune înflăcărată ce abia așteaptă să se reverse asupra lumii. Avem călătorie în timp. Avem, cred că cea mai definitorie caracteristică de fantasy este tocmai partea mai ridicolă din World of Warcraft, cea care nu prea se pupă cu Warcraft în sine, cu Warcraft la vechiul, la clasicul. World of Warcraft e cam prostesc în felul său, adică mai copilăros, mai neserios. Iar într-un fel asta îi priește, pentru că toate jocurile de fantezie tind către un fel de seriozitate, un fel de înțelegere falsă a ceea ce înseamnă maturitate, în sensul că vor să facă totul gri și, în esență, cam cu aceeași complexitate sau diversitate în lume, în concepte, ca un joc Call of Duty. Nici măcar unul la care au pus armuri cibernetice pe totul, ci unul standard. Standard în sensul de nu alea bune. Și atunci, de unde e ideea asta? De unde e ideea că trebuie să faci un tărâm fantastic care să fie atât de banal dacă vrei să ai vreun fel de succes sau ceva de genul? Păi, iarăși dau vina pe Tolkien, sau poate nu chiar pe Tolkien, ci pe Peter Jackson. Seria de filme Lord of the Rings ca adaptări sunt bune, sunt grozave, nu sunt tocmai fidele, dar sunt bune. Însă, tind să sară peste anumite aspecte din cărți, precum faptul că Frodo și cu Sam și cu Pippin și cu Merry s-au întâlnit la un moment, sau cred că doar Frodo și Sam se întâlniseră cu el, au dat peste Tom Bombadil, care putea să ține inelul în mână fără niciun fel de dezavantaj, adică nu dădea doi bani pe inel, era în esență mai puternic ca inelul și mai bătrân ca Sauron. Sună ca o figură foarte impunătoare, dar nu era. Tom Bombadil era foarte puternic, însă era extrem de prostesc, adică în modul în care se comporta, cum vorbea. Era voios, dansat, supa aia de colo-colo, vorbea în versuri, în cântece. Nu era suficient de întunecat pentru filmele Lord of the Rings. Nu se potrivea cu tonul lor. Nu părea destul de matur. Și ca urmare a fost scos și, în consecință, filmele au un ton foarte întunecat, în timp ce The Hobbit are un ton mai, măcar la început, mai voios, are cântece în el. Ăla ar fi fost filmul în care l-ai fi găsit pe Tom Bombadil.
doar că nu apare acolo fiindcă nu avea sens să apară. Iar din asta, la nivel poate de subconștient, lumea a înțeles, creatorii de jocuri, de fantasy în general, au înțeles că, mă, fantasy-ul trebuie să fie mai serios, mai întunecat, mai puțin prostesc în felul său. Nu că ar fi rău să fie prostesc în felul ăla. Am vorbit anterior despre asta și în legătură cu alte jocuri. Nu mai au nebunia. Nebunia e caracteristică de acum câțiva ani, care îți permitea ca să, eu știu, bați vaci cu o râmă, măcar să propulsezi o vacă în aer cu o râmă, într-un costum spațial. Ce mă doare cel mai mult la acest fenomen este că s-a întâmplat în serii de jocuri care, tradițional, erau ceva mai creative cu mediul lor. Spre exemplu, luați mai seria Might and Magic. Știți despre ce era seria aia pe vremuri? Despre un AI, adică inteligența artificială, care controla un cyborg alimentat de magie și a luat o razna și a început să distrugă nave de colonii care erau păstrate așa într-un ecosistem medieval mistic în drum spre planete unde urmau să se dezvolte și să colonizeze universul. Era seria în care existau dragoni, mumii, era seria în care existau gnome vampire, Spider Queens, care nu erau pe ancient deloc, erau multe elemente fantastice cruzate. Era o lume, la un moment, o lume numită Xeen, o lume care era turtită, cu două fețe, iar obiectivul final era să transforme acea lume turtită cu două fețe, care avea zei pe undeva prin cer, puteai să piși de pe nori pe pământ. Aveai ca misiune finală ca să transformi un dreptung, practic, într-o sferă. Nu este un concept exagerat de fantastic, dar e mai mult decât un dragon mare și rău vrea să pape totul. Asta fiind chestia în care s-a transformat The Elder Scrolls, care pe vremuri era ceva mai fantastic, adică aveai un golem imens numit Numidium și Numidium 2, care atunci când loveai inima sa cu un ciocan și o daltă, puteai să-l învii să-l faci un zeu care ar fi adus unitate planetei și ar fi distrus un proces. Avea concepte mai înalte. Dar acum nu mai sunt. Nu mai sunt pentru că există percepția asta că nu poți vinde un joc mai ridicol. Nu poți vinde un joc la care toată lumea este un disc susținut pe spatele a patru elefanți care zboară prin spațiu pe o țestoasă imensă. Dacă scoți elefanții, atunci da, se poate vinde, cum a făcut King's Bounty. Cel puțin cred că astfel își explică unii oameni faptul că s-a vândut destul de bine King's Bounty. King's Bounty fiind în esență cam ce era cu câțiva ani în urmă Might and Magic sau Heroes of Might and Magic. Un Heroes din care au scos mumiile. Au scos mumiile pentru că păreau prea ridicole, păreau prea fantastice pentru un joc fantasy, adică au făcut jocul ăla să arate exact ca World of Warcraft, la grafică, la design. Prin toată această copiere a ceva ce a avut succes anterior, fără să înțeleagă în mod obligatoriu de ce a avut succes, au cam distrus un gen. Lord of the Rings nu a fost așa cum era pentru că Peter Jackson a vrut cu orice preț să scoată orice chestie așa mai fantastică din el, ci pentru că avea o anumită viziune pentru film. Nu înseamnă că toată lumea trebuie ca să fie la fel de serios cu subiectul, să nu încerce absolut nimic care e mai așa mai exagerat, mai de neconceput, că doar este fantezie. În fantezie poți face orice. Fantezia nu are limite. Dar au fost impuse aceste limite artificiale la care ești un dude, erou, ultim, prim, cel mai unicul, ultimul, singurul, care trebuie să salveze lumea mânuind sabia, toporul X, când te bați cu hoarda de orci, demoni, zombies, Y, și totul arată de parcă ar fi plasat în Yorkshire din anul 1200. Unii probabil vor încerca să scuze asta spunând că, bă, vezi tu că high fantasy nu prea e loc pentru povești bune în high fantasy. N-ai cum să faci ceva bun într-o fantezie atât de abstractă încât, eu știu, cerul este metal și plouă cu vaci. Ai nevoie de o fantezie așa mai îngrădită, mai limitată, să faci chestii care se orientează foarte bine pe personaje, pe poveste. Și atunci vine contraargumentul suprem. Planescape Torment este plasat într-o lume pe cât de fantastică se poate. Este o lume care se află în vârful unui stâlp infinit.
Concepeți asta, un stâlp infinit. În vârful lui există o gogoașă imensă cu un oraș numit Segil, unde străzile sunt vii, se nasc și mor și fiecare chestie este o poartă posibilă către o altă lume. Și el este printre cele mai serioase, ca ton, ca poveste, personaje, tematică, simbolism, totul, joc făcut vreodată. Și poate să fie extrem de serios având aceste concepte complet abstracte, ridicole, pline de imaginație și fantastice. Da, cine ar fi crezut un joc fantasy care este fantastic? De asta am așteptări măricele de la Torment Tides of Numenera, pentru că pare a fi tot un joc a cărui simplă premiză este din start mai fantastică decât orice am avut până acum de la studiouri mari ca Bethesda sau BioWare. Paradoxal, BioWare au făcut jocuri plasate parțial în Segil, dar erau tot de tipologia aia clasică de uite orcu, uite goblinul, paca-paca. Câteva excepții din ultimii ani ar fi jocul precum ultimul Divinity, dar avea o idee oarecum bună. De ajungea la un moment la capătul timpului, ceva ce Doctor Who face în fiecare marți, și treptat încerci ca să remodelezi trecutul pentru a inversa viitorul. Nu schimbă faptul că e tot plasat într-o lume generică, dar e măcar una interesantă, sau măcar care se leagă de alte lumi mai interesante. Nu doar acea secvență cu asediul asupra Helm's Deep, care era în intro-ul, bine, nu intro-ul, ci secvența de după intro-ul lui Dragon Age Origins. Și mai presus de toate, când vine vorba de fantezie, cu un grad mare de creativitate, și vorbeam despre asta cu Ion, GM-ul de la campania noastră de Pathfinder, Magic the Gathering are lore, are povești, are un cosmos excepțional. Lumi de metal lichid, ai uzine vii, ai zeități, ai tot felul de concepte superbe. Dacă te uiți doar pe câteva cărți, pe arta lor, vezi acolo niște idei fantastice care calcă în picioare și iau la pumni cam orice joc fantastic făcut în ultimii ani. Și absolut nicio adaptare a sa nu s-a concentrat pe asta, a fost totul bazat pe o derivare a mecanicii cărților, a jocului de cărți. Unele bune, ce-i drept, dar până și cel mai bun, Shandalar era tot banal. Doar cărțile reușeau să evoce atmosfera unei lumi cu adevărat fantastice. Jocul în sine nu. Și nu e de parcă ar fi tehnologic imposibil să faci un joc despre lumi care sfidează rațiunea. Am putut să facem jocuri despre portaluri care sfidează fizica. Poți să faci un joc la care controlezi, eu știu, o bucată de lichid care se transformă în alte entități pe măsură ce navighează printr-un tărâm format din furie. Tehnologic nu ne împiedică nimic. Creativitatea însă este un obstacol, pentru că oamenii creativi tind să nu fie tocmai cei cu cele mai mari aptitudini de programare sau design de gameplay, motiv pentru care de obicei o echipă de producție a unui joc e formată din oameni care știu ce fac în fiecare segment. Din nou, la nivel mare, la studiouri imense, cum ar fi Ubisoft, cu mia sa de oameni ca să facă Parisul fotorealistic, nu se va întâmpla niciodată să facă un joc fantastic de acest gen. Dar la o scară mai mică încă mai am speranța. Speranța că cineva, ca, eu știu, poate Larian, poate Inexile, poate Obsidian, vor face ceva care mă va uimi vreodată. Ceva creativ. Ceva la care să te uiți ca la un tablou de Salvador Dalí, fără să fie irritant de hipsteresc în modul în care controlezi două pătrate și cumva asta este o metaforă pentru subdivizia moleculelor, eu știu, moarte, viață, natură. În mod surprinzător, Japonia, sau poate n-ar trebui să fie surprinzător pentru că e Japonia, este locul în care se fac cam în mod consistent chestii bizare, concepte de jocuri care tind și ele către propriul lor fel de monotonie, dar comparativ cu ce avem noi în cultura noastră exo-asiatică, cred că am inventat acum acest termen, este diferit, este nou, nu este banal.
nu este un sătuc atacat de orci pentru a mie oară. Fantezie, fantezie doar atunci când este creativă, nemai întâlnită, nemai văzută și necunoscută. Când nu mai este asta, devine o banalitate monotonă. Și în cea mai mare parte, în situația asta se află acum dezvoltarea de jocuri fantastice. Din nou, excepții fiind chestii cum ar fi noul Torment. O excepție rară. Foarte, foarte rară. Și nu e doar în jocuri. Filmele tind să fie și ele cam la fel de generice. Cărțile însă încă mai e loc acolo pentru imaginație, pentru că e vorba de imaginația unui singur om, persoana care face cartea respectivă sau, eu știu, persoana care pictează un tablou, o imagine, o ilustrație. E parcă atunci când mai mulți oameni se reunesc la un loc, devine mai greu ca să traduci vastitatea imaginației într-un fel în care să înțeleagă toată lumea și se pierd multe în transmisie. Asta sau pur și simplu nu le pasă multora să facă chestii cu adevărat fantastice. Pentru că de ce ar face? Când e mult mai simplu să copiezi modelul de orc din World of Warcraft în loc să bagi mumii iar în Heroes of Might and Magic. Dacă ar fi să faceți voi o lume fantastică, una complet diferită de orice a fost până acum, din câte știți voi, ce formă ar lua? De ce ar fi locuită? Care ar fi principiile sale de fundament? Ce fel de legi de fizică ar avea? Și ce fel de joc ați vrea să faceți în acea lume? Spuneți în comentarii și vom compara mai încolo rezultatele.